Vineri 24 septembrie, la depozitul ecologic din Doba, a avut loc un eveniment deosebit. După aproape 2 ani au fost finalizate lucrările de amenajare a celei de-a doua celule de depozitare a deșeurilor nepericuloase. Claudiu Ardelean, managerul depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase de la Doba, a prezentat zona de cântar a depozitului, zona de dezinfecție a mijloacelor de transport, depozitul de selectare a hârtiei și a ambalajelor din materiale plastice provenite din colectarea selectivă, depozitul de compostare și așa mai departe. Apoi s-a parcurs traseul spre noua celulă de depozitare a deșeurilor nepericuloase, amenajate în imediata vecinătate a primei. O să fie 5 celule în total, sperăm să nu ajungem chiar până la 5, dar celula numărul 1 are 50.000 de metri pătrați ca suprafață și asta are cu tot cu diguri 36.000. Oricum e mai ușor de exploatat pentru că, având o suprafață mai mică, precipitațiile generează mai puțin levigat, fiind o suprafață mai mică, da, decât cealaltă. Acum, vom mai avea un avantaj mare ca durată de viață, pentru că celula numărul 2 este practic lipită de celula numărul 1, membranele sunt lipite și atunci spațiul care s-ar crea între, ăsta va fi ocupat cu deșeuri. Deși inițial la celula numărul 1 s-a estimat la momentul la care s-a făcut proiectul, s-a estimat că doar 5 ani de zile vom avea capacitate, am reușit practic 12 ani pentru că și deșeurile din 2010-2011 au fost aduse aici și deșeurile de la Negrești. Deci în total cam 12 ani, iar dacă ne raportăm la suprafață, noi estimăm 7-8 ani de zile să putem să avem rezolvată problema eliminării prin depozitarea deșeurilor menajere. Care, în mod practic, din păcate, există în România. În mod practic, dacă ar fi altfel, ar fi mai bine dacă ne-ar ține 20 de ani. Celula 2, așa cum a subliniat managerul depozitului, a fost construită pe parcursul a aproape 2 ani. Efort destul de mare, nu neapărat financiar, pentru că discutăm de o valoare de 4.800.000 de lei, susținută în cea mai mare parte din veniturile proprii ale operatorului, dar și cu sprijinul Consiliului Județean, 1.500.000 de lei. Ministrul Tantoș Borno a salutat efortul făcut la nivelul județului Satu Mare în colectarea selectivă a deșeurilor, fiind convins că județul nostru ar putea fi dat ca exemplu în ceea ce privește buna gospodărire a deșeurilor. Dacă începeți reorganizarea colectării și nu veți avea opțiune în județ, pentru că în următorii ani trebuie să treacă toată lumea la acea colectare selectivă pe 4 fracții, poate să scadă lejer la jumătate cantitatea depusă. Trebuie să creșteți devierea de la groapă la nivel județean și aici nu mai este neapărat sarcina Consiliului Județean și al operatorului de depozit, ci al salubriștilor din județ și al UAT-urilor din județ, care vrând nevrând vor fi obligate să încheie contracte de prestări servicii cu acei salubriști care fac colectare selectivă de 4 fracții. Aveți un depozit bine administrat, bine pus la punct. Din punctul meu de vedere, cea mai bună soluție de administrare, chiar toate investițiile sunt o povară pentru Consiliul Județean, modul în care vă descurcați și gestionați, nu vă expune, nu sunteți captivi la o firmă care a construit acum 10 ani, 20 de ani un depozit și practică prețul de 40 de euro, de exemplu, pentru tona de deșeuri depozitat. 40 de euro a cerut firma care administrează depozitul din București, 42. Pentru tona de... Fără taxe. Fără taxe. Hai să zicem și cu taxe. Dar totuși, și cu taxe.